Mi se spune că am intrat din nou în direct. Îmi cer mii de scuze pentru inconvenientele tehnice. Probabil că aseară s-au schimbat niște cabluri pe unde nu trebuie pe la noi pe aici și asta e. Deci, dacă merge sunetul, vă rog să-mi confirmați cineva, pentru că eu de unde sunt mi-este foarte greu să văd. Revin, tragedie la Piatra Neamț, o să repetăm, nu avem ce face. Tragedie la Piatra Neamț, azi noapte, 10 morți, 6 răniți, un medic transportat în Belgia, după mai multe bâlbuieli în transport. O tragedie asupra căreia vom insista astăzi împreună cu domnul doctor Liviu Harbuz, prezent aici, în niciun caz ca politician. Bună dimineața, domnul doctor. Bună dimineața. O să reiau și o să transmit din nou familiilor îndoliate sincere condoleanțe pentru pierderea celor dragi și sper din tot sufletul să rezonăm cu toții și să îi transmitem domnului doctor Denciu sănătate și putere de a trece peste acest moment tragic. Domnul doctor Liviu Harbuz, aș vrea să discutăm despre tragedia de astăzi, noi doi și cu invitații pe care o să-i avem prin telefon, pe două planuri. Ce s-a întâmplat aseară este una și ce avem de discutat despre, am spus, rahatul de sub preș acoperit la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț de ani de zile, pe celălalt plan. Este o tragedie, au murit oameni, deocamdată se vorbește despre un incendiu provocat de undeva, de la un aparat injectomat, nu mă pricep deloc. Nu știu probabil de... a fost o suprasarcină, o încărcare a rețelei electrice, pentru că se întâmplă întotdeauna în acele spitale locuri în care nu există o procedură clară, în care oamenii nu sunt instruiți, pentru că medicii, atunci când au nevoie de un aparat, eu am lucrat 20 de ani în spital, e adevărat, nu în spital uman, dar regulile și procedurile sunt aceleași. O asistentă medicală, un medic vor băga în priză acolo unde găsesc o priză liberă, atunci când au nevoie urgent de o intervenție. Indiferent că a fost un monitor sau un injectomat, cred că a fost o supraîncărcare, dar să nu vorbim înainte de a avea rezultatele unei anchete, pentru că, până la urmă, oamenii de acolo au făcut eforturi, felicitări medicilor, echipelor medicale. Aseară am stat de la un sfert de oră de când a început incendiu și până s-a terminat, până a venit ministrul înainte, am plecat. Și mă uitam cu cât de votament au intervenit pompierii, cei de la ISU, cadrele medicale. Am învățat cât ne place să-i lăudăm și atunci când ne place să-i înjurăm. Eu cred că, într-adevăr, oamenii ăștia dedicați cu vocație pentru salvarea vieților ar trebui mai mult apreciați. Motiv pentru care eu, personal, în calitatea mea de consilier, voi propune în Consiliul Local ca domnul doctor Denciu, pentru ceea ce a făcut ieri seară, să primească titlul de cetățean de onoare al orașului Piatra Neamț. Da, este absolut normal. Și sper ca dânsul, sănătos fiind, să participe la acea ședință în care va primi acest titlu. Da, acum... Aseară și eu și dumneavoastră am intrat pe posturi naționale și am comunicat cu cei de acolo. Cum vi s-a părut intervenția de aseară, după ce s-a stins incendiu? Ați văzut, eram amândoi acolo, ați văzut coada de ambulanțe, ați văzut ambulanța aceea venită de la Bacău, șoferul întreba unde trebuie să merg și era un fel de paznic care nu știa unde.
Era toată presa. De fapt, da. Șoferul prima dată a întrebat presa, eu absolut, unde merg. Absolut. Nu, cei de la spital, Paza, pentru că doar Paza era acolo, vorbeau despre ambulanțele din județ. În momentul în care au văzut că au fost trimiși de la Bacău, au intrat în panică. Erau o coadă de 14 ambulanțe. Cred că managementul accesului și evacuării din spital a fost o problemă, desigur, în momente de panică, pentru că s-au creat momente de panică, presiunea psihologică și trauma pe care au suferit-o cadrele medicale. Am văzut asistente plângând, ieșind din spital și spunând eu nu mai vreau să mă întorc aici, adică șocul emoțional a fost foarte puternic. Da, ambulanțele stăteau la coadă și mie mi se părea noaptea minții faptul că în ambulanțe erau și bolnavi de COVID care urmau să fie internați. N-am înțeles unde să interneze și cum. Vă aduceți aminte, aseară când coada se mărise la ambulanțe, au apărut două ambulanțe cu doi accidentați dintr-un accident rutier care erau amândoi în stop cardiorespirator. Și am văzut cu medicii și de pe alte ambulanțe care nu aveau urgență în ambulanță și medicii de nu au ieșit și le-au dat primul ajutor în ambulanță pentru că efectiv nu știau, nu aveau o soluție pentru ceea ce se întâmpla acolo. Da, deja încep să curgă mesajele nenumărate, dar nu asta aș vrea acum să discutăm despre mesaje. Și despre faptul că, într-o asemenea situație, nimeni nu a putut să mai coordoneze acolo. De ce? Pentru că cei care erau pe corpul medical aveau destule pe cap. Absolut. Managerul spitalului nu era. Era vineri seara și era de înțeles. Nu că ar fi venit cu vreo soluție. Da. Bine. Ce a intrat în direct, pe unde a intrat în direct, a fost jenant din punctul meu de vedere pentru un manager al spitalului, dar este altă poveste. Problema este, domnul... Asta este incompetența. Incompetența ucide. Aici și este cu toții marea suntem problemă. Vinovați că ani de zile am acceptat asta. Știu, am mai tras semnale de alarmă la dumneavoastră în emisiune. Am vorbit despre spital, despre managementul spitalului în 10 de emisiuni chiar aici la dumneavoastră. Nu s-a întâmplat nimic. Întotdeauna reacția a fost una de aroganță. Bine mă că vă pricepeți voi. Veniți voi și conduceți spitalul. Deci această aroganță și această incompetență, ca să nu mai vorbim și de elementele de corupție despre care, în fine, nu e treaba noastră, e treaba organelor specializate. Până ne interesează care este rezultatul și se pare că rezultatul, prețul a fost pierderea a 10 vieți omenești, dacă nu chiar 12. Rezultatul a ce, domnul doctor? Rezultatul a ani de zile de numiri politice, rezultatul a ani de zile de promovare în funcțiile de conducere în Consiliul de Administrație a unor oameni care nu aveau treabă cu sistemul decât pe partea de afaceri. Așa funcționează administrația în momentul de față. Așa funcționează sistemul. Numiri politice, oameni care n-au nicio treabă cu postul pe care îl ocupă, care, iacătă, pot genera tragedii. Am trecut totuși prin tragedia de la maternitatea Giulești. Am trecut prin cazul colectiv. Nu s-a schimbat nimic. Știți că aseară vorbeam acolo în curtea spitalului. Probabil că o să mai vorbească lumea o săptămână, după care și presa, după care marea majoritate vor uita. Știți ce m-a enervat pe mine aseară? M-a enervat aseară că suna toată presa națională să întrebe ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Acum 2 ani, acum 3 ani, acum 4 ani, când am scris că spitalul este un dezastru, când s-au făcut controle din afara județului și s-a luat secție cu secție și s-a arătat că în fiecare secție sunt probleme și că unele trebuiau închise, au și fost închise atunci, presa națională a tratat la diverse subiectul, pentru că nu murise nimeni, nu era în București, nu era niciun om politic implicat, nu era campanie.
Domnul Bălănescu, îmi pare rău, ăsta este adevărul. Pentru că boala asta cronică a sistemului de sănătate românesc există din totdeauna. Gândiți-vă doar la un simplu lucru. În 30 de ani a fost ridicat un singur spital, și ăla din bani privați. Este acel spital de oncologie pentru copii construit de către o fundație. Nu uitați de cele 7 spitale regionale, care deveniseră așa un fel de armă și ping-pong politic. Gândiți-vă că acest spital din Piatra Neamț este construit în 1970. În 1970. Corpul nou. Vorbesc de corpul nou. Corpul vechi este în perioada interbelică. Gândiți-vă că în acel lift niciodată n-a intrat, că ne gândeam cum ar fi putut să evacueze bolnavii aseară. N-ar fi putut. Era imposibil, pentru că un pat de ATI nu intră în liftul spitalului decât foarte greu și doar cu liftiera. Gândiți-vă circuitele electrice, instalațiile în acest spital, ele nu sunt capacitate dozate pentru ceea ce înseamnă aparatura performantă. Gândiți-vă că avem aparatură de 10 ori mai performantă, dar și mai consumatoare în de spital energie, față de anii 70. Eu o să încerc să-l prindem la telefon pe rând, așa, dacă o să răspundă, că n-am stabilit înainte nimic, pe domnul prefect, pe domnul director de la DSP, pe domnul director Micu, domnul manager Micu. De ce? Pentru ca să vedem dacă și pentru presa locală au informații și cum văd ei situația acum, cu mintea limpede. Pentru că aseară eram toți surescitați. Toți. Este foarte adevărat, poate în astfel de momente devenim și subiectivi, deși nu mai există niciun grad de subiectivism în povestea cu spital. Exact. Să vedem. Bună dimineața, domnul prefect. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Spunem bună dimineața, deși numai bună nu este. Domnul prefect, suntem în direct în emisiunea ediție specială. Vă rog frumos, dacă puteți să ne spuneți ce știți în acest moment, care este situația și dacă între timp ați luat legătura cu cei care fac partea de anchetă. Nu am luat legătura cu cei care fac partea de anchetă, am ținut legătura cu inspectorul județean de poliție Neamț. Știu că azi noapte au ajuns procurorii de la București, în cadrul parchetului general, care au preluat conducerea operativă a anchetei. Urmează dumneavoastră să dea date când vor ieși din zona de anchetă. La momentul ăsta e anchetă în desfășurarea parchetului general, nu am detalii și nici nu am eu de ce să am detalii în acest sens. Parchetul general va comunica. Am înțeles. Pe zona strict de anchetă. Pe zona strict de intervenția seară, sunteți mulțumit? Din punctul meu de vedere, ca președinte al Comitetului Județean de Situații de Urgență, în momentul în care am fost notificat de ISU, s-a pus în aplicare planul roșu la nivelul județului Neamț, a existat o procedură operativă care a fost respectată 100%, intervenția a fost coordonată la fața locului de colonelul Mitrea, șeful ISU Neamț, care s-a implicat cu maximă seriozitate și responsabilitate la fața locului. În rest, colaborarea interinstituțională, poliție, jandarmerie, direcție, sănătate publică, ISU, inclusiv cu colegii de la Iași care au făcut preluarea și transferul către spitalele din, pentru că de spitalul județean Iași, a funcționat din punctul meu de vedere fără probleme. Instituția spitalului a colaborat instituțional. Mie mi se pare că instituția spitalului și-a bătut joc de oameni. Să vă spun de ce. Aseară la ora 22 au transmis un comunicat în care spuneau că sunt 10 morți plus încă 2. Azi dimineață... Nu este corect. Azi dimineață au trimis un alt comunicat în care spun că nici măcar nu și-au cerut scuze. Numai și pentru acest lucru... Nu știu, nu am eu această putere, probabil că nu are decât domnul Arsene. Cei din conducerea spitalului, cel managerul și cel care a comunicat asemenea lucru, omorând 2 oameni din PIX, ar trebui trimiși acasă. Fără să facem politică. Comunicatul este exclus de a politiza cineva tragedia prin care trece județul Neamț, prin care trec familiile îndurerate. Comunica
comunicatul de aseară Spitalului Județean Neamț nu este un comunicat nici serios, nici corect, pentru că, și discutam și aseară cu dumneavoastră, azi noapte, mai corect, sunt și erau confirmați și azi noapte, sunt confirmați și astăzi 10 persoane decedate, nu 12. Plus alte 6 persoane care sunt plecate de pe terapie intensivă, care au plecat în cursul nopții către Spitalul Lescani, unde s-a făcut procedura de transfer, plus domnul doctor Denciu, care este la București, a plecat deja spre Belgia azi dimineață. Păi asta vreau să spun în continuare, că urma să fie transferat în Belgia pentru a primi cel mai bun tratament. Dar managementul spitalului, prin modalitatea lor de a transmite date, din punctul meu de vedere, cred că s-au pripit sau au greșit. Este o greșeală criminală din punctul meu de vedere, dar mă rog, probabil că sunt eu mai... Punctul meu de vedere, nu este admis să fiu astfel de greșeală când vorbești de persoane decedate, pentru că crezi o stare de, pe de-o parte, de haos și o stare de temere în rândul familiilor, aparținătorilor, persoanelor care au intrat. Aveți vreo informație, probabil că cei de la DSP v-au informat sau cineva, ce se va întâmpla cu bolnavii grav COVID care necesită internare în ATI? Vor fi duși? La acest moment, în mod clar, Spitalul Județean Neamț rămâne spital suport COVID. Erau jos în centru UPU 4 de terapie intensivă care vor fi folosite în continuare pentru tratarea cazuisticii COVID și non-COVID, pacienți care au adresat abilitate la Spitalul Județean Neamț. Mai departe, mergând, în mod clar, când vom, dacă va fi cazuistică în creștere, vom solicita sprijin și la spitalele din Moldova. Am făcut cerere la azi noapte la CNCCI pentru a le pune la dispoziție și a trimite la Neamț o capacitate de terapie intensivă mobilă și pentru a detașa suplimentar cadre medicale, doctor pe ATI și asistente. Vă informez, domnul prefect, că societatea civilă a început să se organizeze aseară deja. Și mulțumesc domnului Dan Ostahie pentru implicare. Nu numai domnul Dan Ostahie, deci cei care funcționau sub titulatura COVID se pregătesc să achiziționeze paturi de ATI, să vină să facă lucrări acolo în secție când se va putea să schimbe tubulatura pentru oxigen, să aducă inclusiv tot ce trebuie pentru ca să repună secția în funcțiune. Poate ar fi bine, în lipsa unei coordonări cu Consiliul Județean, să vă coordonați cu cei din societatea civilă. Tot ceea ce ține de implicarea noastră instituțională va fi 100%, pentru că trecem într-o tragedie la nivelul județului Neamț, o tragedie medicală, dacă vreți, în România. E mare păcat de cele întâmplate și suntem alături de, pe de-o parte, sigur, de familiile îndurerate și, pe de-o parte, de tot ceea ce înseamnă sprijin logistic, sprijin instituțional pentru Spitalul Județean de Urgență Neamț și pentru tot ceea ce înseamnă tratarea pacienților COVID la Spitalul Județean Neamț. O ultimă întrebare. Ministrul Sănătății a fost aseară la Neamț, implicare totală și a domnului ministru, implicare totală și suport din partea premierului României, cu care am vorbit în repetate rânduri, informându-l de fiecare dată cu toți pașii, cu toată procedura care era în aplicare azi noapte și cu tot ceea ce se întâmplă și cu bolnavii și cu starea pacienților care au fost transferați la Iași. Deci interesul este... Am înțeles. Domnul prefect, o întrebare de final, dacă îmi permiteți. De când sunteți prefect, cei din DSP v-au anunțat vreodată pe baza unui control, pe baza unei, nu știu, acțiuni, că sunt probleme în Spitalul Județean Neamț apropo de rețele electrice învechite, apropo de faptul că circuitele sunt cum sunt și alte asemenea lucruri, iar în legătură cu autorizare, colegul meu de platou, domnul Liviu Harbuz, tocmai îmi făcea semn, ce știți despre autorizarea ISU? Aici o să vă rog să întrebați pe cei de la Inspectoratul... Îi întrebăm. ...de urgență, pe cei de la ISU. Din datele pe care le am, spitalul are autorizație, sau cel puțin pe corpul respectiv de clădire unde a fost terapia intensivă. Pe etajul 4 și 5. Poftim? Pe etajul 4 și 5.
ATI-ul, din câte știu eu, nu este acolo. Nu, ATI-ul era, a fost mutat ieri, în cursul zilei de ieri, de pe etajul 3 pe etajul 2, fără aviz DSP. A fost modificarea de structură făcută de Spitalul Județean. Asta... aviz DSP, care era obligatoriu, repet, obligatoriu. Nici măcar nu ne-au notificat pe aia de la DSP. Ei, vedeți, asta am vrut eu să aud de la cineva, pentru că aseară toată lumea spunea, vai, eu am anunțat pe un post de televiziune centrală acest lucru și mi-au sărit în cap toți. Nu, domne, era o modificare stabilită, noi am respectat toate regulile. Vă mulțumesc tare mult, domnul prefect, pentru această precizare. Cu plăcere, oricând, cu drag. Da. Cele bune, cu sănătate. Plăcere. Ați auzit, domnul Liviu Harbuz? Da, de fapt, sunt în nota pe care o vedem de atâția ani. Eu știu că nu există autorizație ISU. S-au făcut modificări și realocări în cadrul ATI fără a cere... fără a notifica măcar DSP-ul, nu mai vorbim de aprobare. Acum, știți cum e, eu nu acuz de rea intenție pe nimeni. Nu, nu. Probabil că cu bune intenții pentru a mări capacitatea ATI-ului s-au făcut eforturi, dar asta înseamnă să nu respecti proceduri, să nu respecti fluxuri, să nu respecti reguli, să nu ai normative privind partea de incendii, pentru că e foarte important să ai astfel de normative și de proceduri foarte clare în situații de genul ăsta. Eu aș încerca la ISU să vedem dacă cei de la ISU ne spun ceva în legătură cu această autorizație, pentru că nu e prima dată când se întâmplă lucrul acesta. Aseară, în curtea spitalului, era reprezentantul unei societăți comerciale care făcea, a făcut lucrări, cei de la ISU sunt ocupați în momentul acesta, au făcut lucrări de reabilitare la o secție, care este cu bolnavi, plină. Și el spunea acolo, oameni buni, oameni buni, nu s-a preluat lucrarea, deci acolo nu este normal să fie bolnavi înăuntru, nu s-a preluat de la constructor. Noi spunem lucrul ăsta de 4 ani între timp, s-a schimbat și constructorul, s-a... este noaptea minții și atunci toți, absolut toți oficialii spuneau, a, dar ce, domne, ce vroiați să facem? Ce vroiați să facem? Să respectați legea. Da, din păcate, uitați-vă că lucrurile se repetă și se tot repetă. Probabil că ancheta va stabili cine este vinovat, dar până atunci... cred că prioritățile ar fi refacerea secției ATI, a sistemului ATI, punerea la dispoziția bolnavilor a unor noi paturi ATI, lucruri care să rezolve această criză, nu doar să căutăm astăzi vinovații. Vinovații vor fi găsiți și... L-avem pe domnul director de la DSP în emisiune. Bună dimineața, domnul Radu Firăstrău. Bună dimineața, domnul Bolănescu. Nu este deloc bună această dimineață. Vreau să-mi exprim în primul rând regretul și compasiunea și transmit condoleanțe familiilor îndoliate cu privire la tragicul eveniment de ieri. Este tragic acest eveniment atât pentru victime cât și pentru cei care îi îngrijeau. Da. Este tragic pentru noi ca nație, dacă vreți, pentru că de 30 de ani nu s-a construit niciun spital nou, spital de stat. Da. Domnul director, eu și dacă o să dorească să vă adreseze o întrebare, domnul Liviu Harbuz, suntem în direct aici. Eu am o întrebare până la... că toți suntem alături de cei care, de familiile celor care au decedat, suntem alături de cei care sunt răniți, de domnul doctor Denciu, care merită titlul de cetățean de onoare, dar aș vrea să vă întreb, pornind de la ceea ce spunea acum câteva minute prefectul de Neamț, că secția ATI s-a mutat de la etajul 2 la etajul 3 fără ca DSP-ul să fie anunțat? S-a primit de la Ministerul Sănătății o adresă pe care s-a transmis la toate spitalele COVID pentru ca ei să-și facă un plan
de a slăbi fiecare secție de ATI, de a-și mări numărul de paturi pe ATI. Contextul știm, domnul director. Ei au răspuns la acea adresă, lăsați-mă, vreau să termin, ei au răspuns la acea adresă, au spus că au în plan acest lucru, că au specificat despre aceste modificări, că vor să se mute de pe 3 la 2, dar o hârtie oficială la DSP în acest moment în care să solicite practic aceasta este o modificare de structură pe care DSP-ul trebuie să o avizeze, nu avem în acest moment astfel de hârtie la Direcția de Sănătate Publică. Era obligatorie sau nu? Sigur că da, am spus, orice modificare de structură trebuie avizată de către Direcția de Sănătate Publică. Acest lucru probabil urmau să-l facă. Când? După sau după incendiu, probabil? O să trebuie să întrebați pe cei de la spital. O să încercăm să întrebăm și pe ei. Dar în aceste condiții în care, clar, a fost încărcată procedura, dacă nu și legea, ce ar trebui să întâmple, după părerea dumneavoastră? Vedeți, dumneavoastră, consecințele sunt extraordinar de grave. Va trebui să-i lăsăm pe cei de la parchetul general să-și încheie ancheta, așa cum trebuie să-i lăsăm și pe cei de la ISU să determine cauza exactă a acestui tragic eveniment. După cum stăm de 2 ani jumătate să aflăm de ce a murit o femeie care năștea în spital, a născut în spitalul județean și doi doctori stăteau și se chemau unul pe altul să o îngrijească. Așa cum secția pediatrie a funcționat fiind în custodia unui constructor și ea funcționa cu bolnavi în ea. Și am întrebat de un milion de ori pe cei de la DSP. S-au terminat lucrările la pediatrie, dacă mă întrebați. Și sunt bolnavi internați pe secție în momentul acesta? Nu sunt bolnavi pe pediatrie, încă este șantier acolo. Încă este șantier. Dar într-un timp s-a funcționat cu bolnavi în secția. Da. Deci vi se pare normal? Mie mi se pare că la vremea aceea DSP-ul și-a bătut joc de noi. La vremea aceea. Domnul doctor Liviu Arbuz dorește să vă adreseze o întrebare. Bună ziua, domnule director. Din câte știu, dumneavoastră sunteți jurist, avocat. Aș vrea să vă întreb, credeți că ne putem gândi la o situație de omor din culpă în cazul în care nu au fost respectate procedurile și mai ales legea privind necesitatea autorizării, avizării de către DSP a modificărilor făcute în structura spitalului? Domnul Harbuz, pe partea juridică aș prefera să nu mă exprim. Am mai spus-o, vedeți, se ocupă parchetul general de această problemă. În schimb, nu sunt specialist, nu sunt pe partea tehnică, dar vă spun atât din informațiile pe care le am. O secție de ATI nu este făcută, din câte știu, să funcționeze 100% tot timpul. Eu știu că doar un pat de pe terapie intensivă cu ventilator are cel puțin, nu știu, 5-6 aparate electrice în priză tot timpul. Nu mai spunem de oxigen. Toate acestea pe o infrastructură veche și care probabil, cu siguranță nu a fost făcută să fie solicitată la peste 100% din capacitate, 24 din 24, probabil că a dus la această tragedie. Da, dar calibrat... Mulți pe internați pe secția de terapie intensivă. Da. Domnule director, calibrarea energetică se face pe numărul de paturi autorizate într-o secție ATI. Deci dacă se face calibrare energetică, se autorizează. Dacă sunt 24 de paturi, 24 rămân. Nu suntem ca la piață că mai înghesuim două tarabe. Pentru că dumneavoastră știți mai bine lucrul ăsta. Nu știm dacă un scurt circuit a provocat acest tragic eveniment. Am văzut zilele trecute la televizor, chiar era un interviu, un clip cu un spital din țară în care am văzut, din păcate, lumânări aprinse în secția de ATI, într-adevăr, pe o chiuvetă. Dar nu cred că este indicat să se aprindă lumânări. Asta se întâmplă... Este o concentrație mare de oxigen. Deci noi ne dăm cu presupusul acum. Nu știm care a fost exact. Credeți-mă că în toate secțiile ATI din România, eu când a decedat mama mea, eram în secția de ATI
și toți la capul fiecărui decedat, chiar asistentele din ATI aprind o lumânare. Și asta cred se întâmplă și acolo. Domnul director, poate este o greșeală, nu știu. Dar poate vă rog eu frumos să cercetați un pic în arhiva DSP-ului să vedeți cât timp a funcționat o secție cu bolnavi în ea și poate faceți atunci, în calitatea pe care o aveți, dacă vă autosesizați, și o plângere penală pentru ce s-a întâmplat atunci. Eu m-am săturat cât am scris ani de zile despre acest lucru și toată lumea îmi spunea că avem o problemă noi. Ia câtă de la asemenea lucruri. Ce s-a reclamat atunci? Sisteme electrice prost făcute, cu materiale materiale de proastă calitate ca să fie prețuri mici. Dar mă rog, asta este altă problemă. Pe final, o întrebare. Ați fost cumva convocat pentru astăzi la o ședință a Consiliului de Administrație de la spital? Mă gândesc că fiind membru acolo, poate v-au sunat să... Nu, deocamdată nu am fost convocat la ședința Consiliului de Administrație, așa cum bine știți, aseară am fost și eu la fața locului. Știu. Împreună cu prefectul și cu ceilalți membri din CSU am organizat o ședință până după ora 1 noaptea. Cei de la spital încă nu au fost prezenți nici până la acea oră, pentru că probabil încă erau în evaluare. Știu că aseară au fost transportați către Iași. În ce fel de evaluare? S-a făcut evaluare psihiatrică sau ce evaluare s-a făcut? Evaluarea întregului eveniment. Am înțeles. În general, practic, acum funcționează niște paturi de ATI pe UPU, din câte știu. Noi am făcut și aseară solicitare către CNSU pentru a veni o unitate mobilă de terapie intensivă aici, la Piatra Neamț. Dacă știți, e vorba de acel tir ATI care a fost trimis și la Timișoara. Am făcut deja solicitare pentru suplimentarea, pentru detașarea unor cadre medicale, atât medici cât și asistenți. Probabil o să avem mai multe detalii astăzi. Da, dacă cumva sunteți convocat la un consiliu de administrație, vă rugăm să ne sunați și pe noi, să ne spuneți, ca să știm dacă cei de acolo se gândesc să facă ceva pentru a coordona. Sau cine știe, Doamne ferește, să ia act de demisia managerului. Vă mulțumesc! Da. Da, din păcate nu ne încălzește cu nimic nici demisia managerului. Probabil vom avea încă un manager plecat de la spital. Asta auzim de luni de zile, de ani de zile, mereu. Mereu se schimbă managerul de la De ce le este frică, domnul doctor Liviu Arbu, să răspundă direct la întrebări? Pentru că așa s-au învățat. Este, cred că, un comportament, aș putea spune, românesc, în care, în momentul în care pui o întrebare tranșantă, oamenii evită răspunsul sincer și corect, pentru că le e frică. Le e frică, în general, este un sentiment care, dacă mă întrebați pe mine, vine și dintr-o oarecare vinovăție. Da, este vinovăția instituțiilor care cooperează foarte bine în timp de criză, care sunt la fața locului, dar care, în afara acelui timp de criză, sunt în acea zeamă comună. Duc lupte politice. Exact. Se separă în grupuri de interese care intră în competiție, care e mai tare, care pe care. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat la Timișoara când a ieșit președintele Iohannis și ne-a spus că a fost o lipsă de comunicare între spitale. Dar niște oameni au murit. Adică mie mi se pare omor din culpă, neglijență în serviciu în momentul în care se întâmplă astfel de lucruri. Adică un management adevărat ar fi trebuit să facă evaluarea înainte de a se întâmpla ce s-a întâmplat. Ați auzit, s-a modificat, s-au dus de colo-colo, da, secția. Și au cerut verbal, dar n-au cerut scris. N-au cerut scris. Bun, acum vor răspunde. Nu doresc rău nimănui, dar nu se poate să ne uităm cum mor oameni plătind prețul incompetenței și corupției. Pentru că asta se întâmplă. Încercăm din nou la pompieri, la ISU, mă scuzați. Am sunat, ne-au sunat și ei, dar în timp ce vorbeam cu domnul director de la DSP.
Da, dacă reușim, dacă ne răspund cei de la ISU, sunt sigur foarte prinși și ocupați. Da, domnul Valentin, vă rog să mă scuzați. Bună dimineața, suntem în direct împreună și cu domnul Liviu Arbuz în emisiune. Doamna Irina Popa, purtător de cuvânt ISU Neamț, nu vă ținem foarte mult pentru că ați fost tot timpul prinsă. Eu v-aș ruga să ne precizați câteva amănunte tehnice. Spațiul în care s-a întâmplat tragedia avea autorizație din punctul dumneavoastră de vedere? Clădirea în care s-a întâmplat tragedia era autorizată? Și după aceea, dacă puteți să ne spuneți, care sunt primele constatări în privința cauzelor? La momentul în care a fost construit Spitalul Județean din Piatra Neamț, înainte de anii 1990, acesta a respectat legislația și reglementările în vigoare. La Spitalul din Piatra Neamț au fost aduse modernizări la etajul 4 și la etajul 5. Drept urmare, li s-a solicitat prin certificatul de urbanism autorizația ISU. După terminarea lucrărilor de modernizare, aceste două etaje au obținut autorizația ISU, respectiv etajul 4 a obținut în 2015 autorizație de securitate la incendiu, iar etajul 5 în 2016. Alte solicitări pentru a primi aviz sau autorizații din clădirea unde a avut loc incendiu nu au fost solicitate de către Spitalul Județean, probabil din cauza că nu au fost aduse modificări la structura de bază. Am o întrebare. Deci, avem o clădire cu 5 etaje. Etajul 4 este autorizat, etajul 5 este autorizat, restul nu trebuie autorizate că n-au cerut, sau dacă am înțeles eu bine. Nu au fost aduse modificări. Am înțeles. La alte etaje și nu a fost necesară solicitarea unei autorizații pentru că nu s-au construit și nu s-au recompartimentat, nu s-au adus modernizări celorlalte etaje. Doar etajele care au suferit modificări față de cele inițiale au necesitat autorizația securitate la incendiu care a fost emisă de ISU. Doamna Popa, deci revin și întreb. Ei n-au solicitat pentru că nu trebuiau să solicite, pentru că n-au făcut modificări. Așa rezultă din legislația... Dumneavoastră ați făcut controle acolo de rutină, ca să spun așa. Adică în zona aceasta... Controle la spitalele din județul Neamț se fac anual, deci periodic, conform unei planificări stabilite la începutul anului. Am înțeles. Și acele controle au relevat cumva că la etajele 1-3 ar putea fi riscul unui incendiu, întrucât cele trei etaje funcționează în niște saloane vechi și care nu mai corespund. De exemplu, cineva a întrebat cum poate fi evacuat un bolnav de la ATI cu un pat ATI în acea clădire? Cu liftul sau cum? Asta întreb. Dacă există vreun raport care să spună la ISU, da, am făcut controle, le-am atras atenția acestor manageri de la spital, Consiliului de Administrație, Consiliului Județean, sau cine, cui mai trebuie atras atenția, că la etajele 1-3 trebuie de îndată, ca să folosesc un termen, să treacă la lucruri serioase, să le refacă cum au făcut 4 și 5. Ca urmare a controlelor efectuate, se întocmesc documente de control care se înmânează un exemplar celui care a fost verificat de către echipa ISU, iar un document de control rămâne în... Asta am înțeles procedura.
Am înțeles procedura. Rugămintea mea este, eu știu că nu aveți aceste documente acum la dumneavoastră. Poate le căutați și poate dacă le căutați, îmi dați un mesaj pe WhatsApp și intrăm să vedem, de exemplu, anul trecut și anul acesta, ce controle s-au făcut pentru etajele 1-3 la Spitalul Județean și ce li s-a pus în vedere celor care conduc spitalul. Dacă domnul doctor Liviu Harbuz dorește să vă întrebe ceva... Eu aș vrea să felicit în primul rând ISU pentru intervenția de aseară și corect, pentru tot asta trebuia spus. Da. Și pentru tot efortul pe care l-au făcut. Da, așa este. Vă mulțumim frumos pentru susținerea pe care o acordați ISU și suntem alături de persoanele care trec în aceste clipe prin momente urâte. Facem tot posibilul pentru a veni în sprijinul cetățenilor de câte ori este nevoie, astfel că au fost constituite două comisii, una pentru cercetarea cauzei de producere a acestui incendiu, iar o comisie este constituită pentru zona de avizare-autorizare. Când vom avea detalii despre aceste evenimente care vor avea loc, vă voi înștiința și vă voi aduce la cunoștință. Am înțeles. Dar neregulile care au fost constatate de colegii mei. Asta vă rog, dacă puteți să ne informați cu ce v-am rugat înainte. Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc tare mult. La revedere. Deci, domnul Bălănescu, există o singură soluție. Cred că etapele pe care trebuie să le parcurgem acum se referă la asigurarea siguranței asistenței medicale zilele astea în spital, cu refacerea secției ATI de care este atâta nevoie, nu neapărat pe zona COVID, dar și pentru celelalte patologii de urgență. Cred că spitalul trebuie reechilibrat, trebuie făcut un efort ca el să funcționeze în parametrii normali. Dar în același timp, cred că cineva trebuie să plătească în sensul în care, după ce se va face ancheta, gândiți-vă că rudele celor decedați vor da în judecată spitalul. Sau vor ieși în stradă. Sau vor face și una și alta. Cineva trebuie să plătească la propriu. Pentru că mereu, pentru niște oameni care semnează aiurea hârtii sau nu semnează și nu verifică, asistăm la tragedii. Atunci când vor plăti din buzunar, vor înțelege să fie responsabili. Dacă nu reușesc să meargă acasă, să lase oamenii care sunt pregătiți pentru aceste poziții. Managementul unui spital este un lucru greu. Este un lucru complex. Dacă nu ai cunoștințe medicale absolut deloc și doar economice, e foarte greu să conduci un spital, chiar dacă ai și un director medical lângă tine. Da, sună cineva, nu pot să iau în emisiune în direct. O să rog colegii să anunțe pe toți din redacție care sunt pe teren să nu sune pe telefonul meu, să sune la ei, pentru că nu pot răspunde în timpul emisiunii. Dacă e ceva legat de emisiune, să mi se transmită prin mesaj. Domnul Liviu Harbuz, avem, de când a început această pandemie, o situație care este de cartea recordurilor. Câți directori am avut? Cred că 8. 8 în 9 luni. 8 în 9 luni. 8 directori și dacă ne uităm pe listă, cu excepția doctorului Verzea, care săracul a fost excedat de provocări și de presiuni. Haideți că vă spun. I s-a spus, dă-te că trebuie să vină domnul Micu, domne. Și rămâi director medical. Despre ce vorbim? Eu consider că doctorul Verzea este o persoană singurul care a condus. Care a absolut condus cât de cât spitalul. A încercat, spitalul. Că nici n-a apucat. Nici n-a apucat. Și... Mie mi se pare absolut ne la locul lui ce se întâmplă. Iarăși sună cineva, nici nu știu ce să fac, mi se spune că s-ar putea să fie o rudă a unui pacient decedat. Nici nu știu. O să încercăm. Bună dimineața! Alo? Alo, no. Nu. Avem în acest moment un manager pe care o să încercăm să-l prindem și la telefon,
care a ajuns director la spital pentru că n-a mai ajuns primar la Roman. Nu știu, domnul doctor, nu știu dacă de asta a ajuns, dar eu în locul domnului Micu aș fi refuzat și dacă mă rugau în genunchi să preiau un spital în situația în care e, fără a avea o școală de management spitalicesc. Momentan, clientul apelat nu poate fi contactat. Te rugăm să încerci din nou mai târziu. Domnul primar Micu. For... Mai încercați, poate... O să mai încercăm. O să mai încerc. Momentan, clientul apelat nu poate fi contactat. Te rugăm. Aseară, domnul manager a ajuns mai târziu, am înțeles că era undeva în zona, în zona Sucevei și a ajuns un pic mai târziu. Probabil că acum, deși o colegă de-a mea a stat de vorbă cu domnia sa și i-am spus că îl vom suna, probabil că... Momentan, clientul apelat nu poate fi contact. Probabil că acum are alte priorități decât să stea de vorbă cu presa locală. Da, în condițiile în care mă refer la ce spuneam mai înainte, gândiți-vă că am avut-o pe doamna dr. Marcoci, un om extrem de responsabil și de eficient, care pur și simplu a dat un deadline și s-a retras din conducerea spitalului. Sunt convins că în modul profesional în care lucrează doamna dr. Marcoci a sesizat toate aceste lipsuri din spital, probabil că le-a și prezentat celor care sunt responsabili, dar, ca de obicei, deciziile se iau în alte birouri, în alte părți și nu în biroul managerului spitalului. Avem așa. Avem un județ condus cu mână foarte de un om și un partid. Partidul respectiv și-a pus oameni în instituțiile care conduceau la vremea aceea județul. De exemplu, la DSP am avut o doamnă de la Târgu Neamț, profesionistă probabil în domeniul ei, dar ca director la DSP s-a remarcat prin faptul că a executat sau n-a executat ce trebuia să execute legal și a executat ordine. A fost nevoie să vină DSP-ul din alt județ să facă un control pe care l-am publicat aproape integral în Mesagerul în 4 aprilie 2019 și care, concluzia era una simplă, Spitalul Județean Neamț, o bombă biologică amorsată. Acel control a luat secție cu secție, clădire cu clădire, și a arătat ce nu funcționează, cum nu funcționează, de ce nu funcționează. Întrebarea este, până la acel control, cum a funcționat spitalul aflat sub coordonarea directă a DSP-ului? Cum a putut funcționa? Simplu, acoperind realitățile. Pentru că asta se întâmplă, de fapt. Cu toții știm că avem nozocomiale în spital și mai ales în Piatra Neamț, care e un spital extrem de vechi, dar nu există niciun fel de soluție, se pare, până acum, pentru măcar pentru a raporta. Mereu ar trebui raportate concentrațiile de nozoprezența și concentrațiile de bacterii și germeni nozocomiali. Aveți acel curs de management luat. Sunteți unul dintre puținii din Neamț care au acel curs de management spitalicesc. Management spitalicesc. Așa. Dacă acum ar trebui să răspundeți de spital, care ar fi primele lucruri care ar trebui făcute? Din stabilirea de proceduri clare, alocarea de resursă umană pentru fiecare procedură, în așa fel încât toată lumea să respecte regulile, fluxurile, tot ce se întâmplă în spital. Și în niciun caz n-aș accepta improvizații. Improvizații, aici mă refer și la modul la care au fost zăpăciți cei din, mă refer aici la personalul medical, mutat dintr-o parte într-alta, ba amenințat că pleacă la Lescani. Deci lucrurile, dacă nu sunt clare, dacă nu avem proceduri, dacă nu avem fluxuri, dacă nu respectăm normativele,
așa cum sunt ele, pe niște situații, din păcate, iremediabile, pentru că nu mai poți să faci într-un spital din 1970 fluxuri așa cum ar trebui să fie într-un spital în secolul 21. Dar aici, repet, eu aș băga la pușcărie pe toți cei care n-au făcut nimic acele 7 spitale regionale să fie construite. Ba, vorbeam de bani de la bugetul național să construim spital de 13 etaje, deci numai povești, nici acum n-au fost cheltuiți banii pentru ceea ce înseamnă proiectare pentru spitalul despre care tot se vorbea la Consiliul Județean. Bine, i-am mutat și locația, nu mai este aici, deci o să încerc, dacă se poate, să luăm și legătura. Dar aș vrea să mai spun un singur. Vă rog. Avem nevoie de un spital municipal. O secundă, Cezar, o secundă. Avem nevoie de un spital municipal obligatoriu. Avem nevoie, este mai mult decât vital pentru Piatra Neamț. Absolut. Colegul nostru de emisiune, Cezar Filip, este în direct cu noi. Bună dimineața, Cezar! Bună dimineața, este așa spus, ca să ne salutăm. Nu este o dimineață bună. Salut, Valentin, nu, e o dimineață cumplită. Da, Cezar, cumplită și o dimineață. Ai fost și tu pe baricade toată noaptea. Nici nu te întreb ceva anume. Ce crezi tu în momentul ăsta că ar trebui să facem noi ca societate civilă ca asemenea lucru să nu se mai întâmple? Să nu mai iertăm. Să nu mai iertăm incompetența, să nu mai iertăm lipsa de reacție a autorităților. Acum avem o tragedie de proporții inimaginabile, cum ai spus și tu, 10 morți, dar ea a fost anunțată, tragedia. Să nu uităm că în urmă cu 2 ani, un tânăr din Piatra Neamț, victimă după explozia unei centrale termice într-un apartament, nu corect, a fost în România. Bine punctat. Loc pentru el, nu a fost un elicopter smurt care să-l ducă, a fost dus cu ambulanța până la limita cu județul Iași. N-a avut loc, a ajuns în alt spital până la urmă, după ce s-a trezit un funcționar din somn, care nu voia să semneze o hârtie, a fost trimis în Belgia, dar acolo nu a supraviețuit. Întreb că atunci au durat multe, multe ore până s-au mișcat autoritățile să-l trimită în Belgia, dacă era trimis mai repede, oare nu putea fi salvat? Acum o lună, un copil de 9 ani, victima unui incendiu într-o localitate din Neamț, copilul autist, de asemenea arsuri grave pe tot corpul, la București, la Iași, n-a avut loc. La fel, procedura de transport a fost una cu ambulanța, dintr-o ambulanță în alta, iarăși nu s-a putut elicopter smurt, iarăși nu s-a putut avion smurt, care înțeleg că este cumpărat și nu știu ce Dumnezeu facem cu el dacă nu-l folosim în astfel de situații. Deci toate aceste evenimente tragice, de mai mică dimensiune, au anunțat, dar noi n-am fost atenți. Noi am rămas în continuare închiși în mentalitatea că las că merge și așa, atât s-a putut, suntem țara lui a furat, dar a și făcut. Dar aflăm acum că acea secție ATI a fost mutată de pe un etaj pe altul. Ai auzit, o da. Minimă, fără o minimă respectare a procedurii, și anume să fie cerut avizul DSP. Nu se poate. Da. Că noi vom continua să nu luăm atitudine, și atitudine înseamnă să punem presiune. Acum eu cred că e de datoria noastră să punem presiune pe autorități ca pentru acel medic ierou să se facă tot posibilul. Am înțeles că a fost trimis în Belgia. Mă rog pentru ca el să supraviețuiască, dar repet, l-am trimis în Belgia. Noi nu suntem în stare în România să ne salvăm eroi. Și asta de după ce la colectiv, după colectiv s-a promis că vom face și vom drege. Colectiv. Adrian Rugină, Pietrean de-a nostru, erou, a intrat înapoi în colectiv să salveze viața, a plătit cu viața lui. Și ce? A fost făcut cetățean de onoare post-mortem și atât? Atât am învățat noi din jertfa lui Adrian Rugină. De-aia spun, noi suntem poate mai vinovați, oamenii ăștia trebuie să răspundă penal, că e o anchetă penală și vinovații care vor fi găsiți să răspundă penal. Dar noi cum răspundem? De câți morți mai avem nevoie ca să ne trezim și să spunem gata, nu se mai poate? Cezar, domnul doctor Liviu Harbuz. Salut. Cezar, lucrurile la Piatra Neamț sunt mult mai grave. Gândește-te că la colectiv vorbeam de un club în care au intrat un club privat în care au intrat niște tineri la un spectacol. Pe când la Piatra Neamț oamenii erau în spital, într-un spital de stat.
unde, dincolo de faptul că trebuiau tratați și vindecați, ei trebuiau să fie în maximă siguranță. Nu ne putem gândi că intrăm într-un spital după ce ne fugăresc și ne hăituiesc tot să ne plătim dările la stat pentru ceea ce înseamnă asigurare medicală. Iar noi, pe patul de spital, riscăm să murim arși de vii. Da, eu întreb și vreau să mai... Ai perfectă dreptate și vreau să mai spun ceva. Eu întreb acum cât de sigur este spitalul județean în continuare. Pentru că am ascultat cu atenție ceea ce a spus reprezentantul ISU. Nu a fost nevoie pentru etajele 1-3 să fie dată o nouă autorizație pentru că nu s-au făcut modificări. Și ce? Asta înseamnă că acolo bolnavii sunt în siguranță în alte secții. Acum s-a întâmplat la ATI, putem presupune de ce, pentru că sunt acele aparate, e posibil să fi fost un scurt circuit, așteptăm să stabilească pompierii cauza, nu despre asta vorbim, dar eu întreb în restul spitalului, ceilalți bolnavi care acum sunt în spital sunt în siguranță? Cel puțin cei din acea clădire. Cel puțin cei din acea clădire, dar nu cred că în alte clădiri sunt condiții mult mai bune, pentru că spitalul este o ruină și asta de ani buni. Da. S-au mai făcut mici cosmetizări, mici investiții. Sigur, acum, după această tragedie, multă lume spune, trebuie dărâmat și făcut altul nou. Așa cum a spus și voi și aveți perfectă dreptate și mă doare, în 30 de ani nu s-a făcut niciun spital. Da, poate n-ar fi rău. Am văzut că deja circulă pe Facebook întâlniri ale oamenilor în fața Teatrului Tineretului la ora 14 astăzi, dacă nu mă înșel. Nu, Cez, dar tu ai putut, eu fiind în emisiune, mi-e mai greu să mă uit. Și îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să vorbesc despre acest lucru. Am fost unul dintre cei care am postat pe Facebook. E o opinie personală. Eu astăzi, sau de ceva timp, de aseară, nu vreau să mai fiu jurnalist, pentru că nu vreau să mai respect acele rigori pe care mi le autoimpun și pe care mi le impune deontologia profesională. Sunt un simplu om extrem de îndurerat și care simt că am ajuns la capătul răbdării. Și din această postură am scris și eu un mesaj pe Facebook ca urmare a unor telefoane primite de la niște prieteni din Piatra Neamț. Mesajul fiind rezumat, ce faci, mai reziști? Hai să facem ceva. Și am înțeles că ăsta e modul în care ne putem exprima acum. Eu am întrebat de ce să ne întâlnim la Teatrul Tineretului. Haideți să mergem fiecare dintre noi, nu neapărat la ora 14, oricând, cu o floare, cu o lumânare, la Spitalul Județean, să punem acolo o floare și o lumânare în memoria celor care și-au pierdut viața. Mă rog, cei cu care am discutat au zis, hai să ne adunăm la Teatrul Tineretului, dar să nu fie înțeleasă greșit această inițiativă. Nu se protestează acolo, ne întâlnim ca să vedem câți dintre noi considerăm că nu se mai poate așa, că suntem solidari cu victimele tragediei și apoi să mergem absolut civilizat, respectând toate regulile către Spitalul Județean pentru a ne exprima suferința și faptul că suntem alături de cei care și-au pierdut rudele acolo sau prietenii. Să vedem câtă lume va veni, Cezar, pentru că au mai fost momente în care ne-am lăsat deoparte haina de jurnaliști și am fost între oamenii care protestau acum câțiva ani, dacă ții minte, cu altă întrebare, și tot degeaba a fost. Să vedem. Îți mulțumesc pentru intervenție. La ora 14 vedem ce va fi la Teatrul Tineretului și Dumnezeu să-i ajute pe cei care sunt acum în suferință și să-i și oamenii care au responsabilități să-și facă măcar de acum încolo treaba. Cei vorbesc... Dacă îmi permit să-ți mulțumesc, vreau să mai zic atât, Dumnezeu să ne ajute și pe noi să nu uităm și să nu mai iertăm. Mulțumesc, Cezar. O zi bună, mulțumesc și eu. Ați văzut? Da, chiar de azi noapte am comunicat cu Cezar și l-am văzut că, de fapt, ăsta este cuvântul care se potrivește cel mai bine. Ajunge. Nu se mai poate. Nu se mai poate. Deci, deja s-a depășit orice limită. Mă gândeam acum că mereu vorbim despre tragedii după ce ele se produc, dar nu luăm măsuri și nici nu ne gândim la cei care, eu mă gândesc, sper ca primăria să ofere un sprijin, un ajutor rudelor celor decedați. Pentru că putem încerca să vedem. Sunt și oameni săraci, familii care n-au posibilități. Ar trebui analizat fiecare caz în parte. Știu că nu mai putem face mare lucru. Dar haideți măcar
să, acum cât suntem sub imperiu emoției acestei tragedii, să facem niște lucruri omenești. Să încercăm să, așa, să cărpim, că de reparat nu mai putem repara nimic. Sunt informat că era pericol, deci de la cineva care lucrează, de explozie da. Și de aceea s-a oprit aerul, oxigenul la un moment dat. Absolut, dar era o măsură obligatorie, pentru că vă dați seama, dacă ar fi explodat stația de oxigen, ce ar fi însemnat în spital? Tragedie. Putea să sară în aer tot spitalul. Da. Haideți să vedem, mi-a dat o idee, să vedem dacă primăria s-a gândit. Mă rog, primăria. Domnul primar. Domnul primar a fost și a fost și el aseară, l-am văzut. A fost și el prezent. Alo, bună dimineața. Bună dimineața, domnule primar. Suntem în direct într-o ediție specială la Mesagerul de Neam, Știri din Neamț. Vorbeam în emisiune acum despre posibilitatea, cel puțin în momentul acesta teoretică, probabil că dumneavoastră v-ați gândit deja, ca familiile celor decedați, cel puțin cei din Piatra Neam, să fie ajutate de către primărie. Da, sigur că da. Va trebui să mă consult și cu consilierii locali să vedem pe ce soluții mergem. Eu aș avea pârghia că am verificat acest lucru, de a oferi în baza unui ajutor de urgență prin direcția de asistență socială, însă nu am reușit să fie informații despre care ar fi valoarea unui astfel de ajutor. În mod cert, îmi doresc să facem tot ce putem pentru a ajuta măcar în modul în care avem la dispoziție familiile afectate. Știu că nimic nu poate compensa pierderile suferite. Știu că poate nu putem fi suficient de aproape de oameni așa cum ne-aș dori în acest moment, dar voi face tot ce stăm în putere, să arătăm compasiunea și empatia pe care ar trebui să o facem cu toții. Este un moment care trebuie să ne solidarizeze. Domnul primar, acum câteva minute, domnul Liviu Harbuș, care este cu mine și mă ajută să fac această emisiune specială, vorbea despre necesitatea unui spital municipal la Piatra Neamț. Colegii de la Bacău, care conduc primăria, organizează chiar un referendum pentru alocarea de bani cu prioritate pentru un spital municipal. Care este părerea dumneavoastră, având în vedere că ați fost aseară acolo, ați văzut cam cum funcționează lucrurile și eu cred că în ciuda datoriilor care există, în ciuda altor lucruri, un spital municipal ar trebui să devină o prioritate totală. Sunt total de acord cu dumneavoastră. N-am vrut să fac public, cu atât mai puțin cu acest prilej. Când am fost la București, una dintre discuțiile pe care l-am avut cu domnul ministru Boloș a fost includerea municipiului Piatra Neamț și ce trebuie să fac ca primar pentru a avea un spital municipal la Piatra Neamț, pentru că în felul acesta nu se mai poate. Și am reușit să includem municipiul Piatra Neamț ca a 15-a în lista de propuneri de proiecte pentru a avea un spital municipal. Trebuie să demarăm rapid un studiu de prezentabilitate pentru a ne putea încadra în termenul martie-aprilie anul viitor. Deci aceasta ar fi o știre. Am intrat pe lista pentru... Pe ce listă? Lista de la... O listă care va ajunge la Comisia Europeană cu propuneri pentru finanțare pe fonduri europene, da. Proiectele spitale municipale. Da. Domnul doctor Liviu Harbuș, dacă dorește să vă întrebe ceva. Nu, sunt desigur de acord cu ce spunea primarul. Necesitatea unui spital nu mai poate fi discutată. Este un lucru vital, mai ales pentru orașul Piatra Neamț. Uitați-vă ce se întâmplă cu bolnavii din Piatra Neamț de când spitalul a devenit spital COVID și locuitorii orașului nu mai pot beneficia de asistență medicală calificată, specializată. Adică e noaptea minții ce se întâmplă. Sper, domnule primar, că cu toții împreună, pentru că aici vorbim de un obiectiv care ne privește pe toți, vom reuși să construim un spital municipal la Piatra Neamț.
Da, sperăm cu toții acest lucru. Domnul primar, vă mulțumim pentru că ați răspuns fără să discutăm înainte că intram în emisiune. Vă doresc o zi fructuoasă și poate reușiți cumva să luați legătura cu familiile respective. Orice ajutor bănuiesc că este binevenit în acest moment. Da, știu, sunt conștient de asta și facem tot ce ne stă în putere, atât omenește cât și administrativ. O zi, numai bine, la fel și dumneavoastră. Printre cei decedați în spital este și unul dintre oamenii care a primit titlul de ambasador al neamțului. Un om care a luptat și a fost la Revoluție, luptat aici la Piatra Neamț, un cunoscut antrenor de lupte, Mircea Covasan, și un om cu care am colaborat foarte mult tim timp, un om deosebit. Dumnezeu să-l iert. Astea sunt lucrurile în acest moment. Aproape că mi-ar veni să sun pe cineva să văd guvernul la ce se gândește pentru spitalul din Piatra Neamț. Eu cred că guvernul ar trebui să gândească în primul rând să preia managementul spitalului. Da, este o mare greșeală cu menținerea managementului spitalelor în general la administrația publică locală. Au fost cazuri fericite, așa cum se întâmplă la Oradea, unde Bolojan a demonstrat că poate, la Brașov, la Cluj, deci locuri în care, într-adevăr, la Timișoara s-au făcut investiții mari în spitale. Dar am să vă spun ceva. Și la Piatra Neamț s-au făcut investiții în spitalul județean. Dar încă nu am văzut cum s-au materializat în partea medicală această, în servicii, în creșterea calității serviciilor medicale, această investiție. Cred că ar trebui să fim mai atenți când se investesc, în ce se investesc banii. Pentru că până la urmă aici e discuția și aici e scandalul perpetu apropo de investițiile care se fac în spitalul județean. Cât sunt ele de oportune, după ce criterii se fac și care este rezultatul? Cât de mult crește performanța? Știți cum se fac, domnul doctor? Fac așa. Cineva face referate. Ele ajung la o persoană din spital care le dă mai departe managerului în funcție de cum persoana respectivă interacționează cu șefii de secție. De vreun an de zile, de când a început și bătălia politică în Neamț, s-a schimbat guvernul, așa, am aflat așa, că la spital se făceau angajări pe ochi frumoși și pe ochi verzi, în general. Deci pe ochi verzi. Că s-a deschis o anchetă, că nu știu ce. Ciocul mic după aceea. Persoana respectivă, care că era acuzată, așa la concedii medicale, așa, a plecat. Acea persoană, și-a revenit acum pe funcție, acea persoană era acuzată de medicul Codruț Munteanu. Apropo, poate îmi face cineva o legătură pe telefon cu domnul doctor Munteanu. E de discutat cu domnia sa. L-a blocat pe Codruț Munteanu în tot ceea ce a însemnat un fel de reformă în domeniul angajărilor în spital. După aceea, s-a spus că acea persoană are 60 de rude angajate, care sunt în general în zona tehnică a spitalului, acolo unde sunt aia care rezolvă curățenie, zona tehnică. Nici mic, nu s-a mai discutat nimic, se face anchetă. Anchetă se face și în cazul acelei femei care a murit acum 3 ani și nimeni nu mai spune nimic. A murit pentru că doi medici de elită. Unul n-a răspuns și i-a dat tratamentul doar prin telefon, celălaltul se ocupa cu altceva. Se opra cu altceva. Deci, nu se mai poate. Asta este
Asta este situația. Chiar să încercăm, poate îl găsesc pe domnul doctor Munteanu, îl țineți minte. Da, cum să. Care a plecat din, de la spital în urma presiunilor politice. Și nu numai dintr-o direcție. Oricum, politizarea funcțiilor în sistemul de sănătate este cea mai mare nenorocire. În general, politizarea de la un anumit nivel, adică de la secretar de stat în jos, nu are ce căuta. Și se văd rezultatele. Deci de ani de zile vorbim despre această politizare, dar se pare că aceste obiceiuri proaste le au toate partidele. Da, ar fi interesant dacă domnul doctor Munteanu ne-ar răspunde la telefon, pentru că el ar putea să ne spună care erau marile probleme în spital, în zona... Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața! Ne cerem scuze, suntem în direct într-o ediție specială aici la noi, la Mesagerul de Neamț. Dumneavoastră sunteți acel manager al spitalului care a plecat la un moment dat, nemai rezistând la ceea ce se întâmpla. Domnul director, vă rog. După ce ați plecat dumneavoastră, am asistat la o sarabandă de 8 manageri. De ce nu poate fi condus spitalul ăsta din Piatra Neamț, domnul doctor? Sunt multe lucruri și aș porni dialogul cu dumneavoastră. Cu mine și cu domnul Liviu Harbuz, pe care îl cunoașteți, sunt sigur. Sigur, și îl salut cu mult respect, un om absolut excepțional. Bună ziua, domnul doctor. Deosebit și... un om care face ceva pentru nemțeni și pe care eu respect în totalitate. Vreau să vă spun că aș porni de la dialogul cu cele două inspectoare care au venit de la Vaslui și care au găsit acele multe, multe neconformități și care au atras atenția chiar pentru un material extrem de dur către doamna ministru Sorina Pintea, în care spuneau că e bombă la Piatra Neamț și genocid. Atunci am radicalizat aceste neconformități, am convocat comitetul director în urgență și am cerut măsuri radicale, pentru că era momentul în care trebuia să faci ceva, să virezi. Și atunci lucrurile au fost calmate, în ghilimele, imediat, spunând că se va face un nou spital la Piatra Neamț, care va avea toate rigorile, se va înlocui sistemul pavilionar cu un sistem de spital central cu toate secțiile și totul se va rezolva prin construcția acestui nou spital cu extindere, reabilitare, reamenajare UPU. Vă întrerup, domnul director. Deci, practic s-a acoperit rahatul care exista la spital, deturnându-se atenția de la probleme cu lansarea ideii unui spital nou, ca să înțeleg exact. Exact. Acest lucru, știți bine, pe mine m-a nemulțumit și a fost... momentul în care am vrut să mă retrag, am înaintat demisia, am pornit către București și din gara de la Bacău am fost întors înapoi și mi s-a spus foarte clar, vino, continuă-ți treaba pentru că este mult de făcut și de lucrat și că sunt fonduri pentru acest nou spital. De fapt, acest lucru a fost pentru mine important, de a face pentru nemțeni un spital adevărat, un spital de forță, da. Un spital calitativ care să corespundă tuturor normelor pentru siguranță. Am înțeles, asta ne dorim cu toții, domnul Munteanu. Dar în perioada respectivă, cât ați condus spitalul, ați avut mai multe investiții, ați avut mai multe... proiecte care au fost amânate și care, dacă erau la ora asta rezolvate, cum era acel proiect de extindere al UPU, dacă nu mă înșel, da? Sigur. Lucrurile ar fi stat altfel. Deci, da. De unde au venit piedicile, domnul director? Și acum ne puteți spune, pentru că
Oamenii trebuie să știe că la spital aici lucrurile nu funcționau cum trebuie și că managerul spitalului cu concurs, când cerea o informare de la subordonații lui, n-o primea. Așa este. Așa este. Pentru mine a fost permanent o întrebare și o dilemă. De ce un om care vine pentru un concurs real cu studiile de management sanitar făcute recent, cu experiența primului spital privat, cu ideea unui parteneriat public-privat îmbrățișat atunci de factorul politic, un profesionist este limitat și pus la colț. Și atunci am gândit cu ce am deranjat. Și probabil că am deranjat cu faptul că nu era ușor șantajabil. Momentul ăsta nu a plăcut nimănui și din momentul ăsta a început izolarea și cât s-a putut de mult blocarea. Acest blocaj nu m-a lăsat să-mi exprim absolut tot ce vreau de făcut, știind că fondul... Cum se făcea acest blocaj, domnul director? Prin cine? Prin Consiliul de Administrație? Prin angajații spitalului? Consiliul de Administrație era cel care punea exact ceea ce trebuia în funcțiile cheie. Păi am pornit de la un lucru, domnul director. Directorul financiar contabil, orice manager, și la lege, și-l pune în urma unui concurs, îl selectează. Eu l-am primit cadou pe tavă. Bun, la un moment dat ați primit cadou pe tavă și directorul medical. Și directorul medical și așa mai departe. Deci ăsta a fost contextul și mecanismul cu care erai blocat. Că fără director financiar, fără resurse umane lângă tine, fără director medical, fără juridic, n-ai ce face. Nu poți conduce și nu poți decide într-un spital. Indiferent ce valoare ai avea ca manager și ca om care vrei să faci bine pentru nemțeni. Vă spun numai cât ne-am chinuit și cât am luptat pentru acea secție de chirurgie endocrină. Cât am vrut, toate fiind prevăzute în planul de management. Da, domnul director, eu înțeleg așa că orice manager adus la Piatra Neamț, indiferent ce CV și ce pedigree are în spate, era adus ca să fie un fel de, nu aș spune, era un termen mai rău acum, un fel de momâie care să stea și să fie, să execute ordinele care îi vin pe diverse direcții. Absolut, absolut același lucru, într-adevăr neplăcut, incomod pentru un om valoros care vrea să se exprime și care vrea pârghiile ca să poată să facă acest lucru. Permanent vreau să vă spun că eu am ținut legătura și cu foști manageri și îndeoseb cu domnul doctor Lazar, cu care am încercat să ducem într-o continuitate problemele grele ale spitalului. Și pediatria, și nefrometul, și oncologia, și bolile infecțioase. Știu atât de bine problemele de acolo, încât ele trebuiau puse în operă. A le pune în operă, îți trebuiau fonduri. Fondurile știți de unde veneau și ele erau, trebuiau aprobate. Și direcționate. Și direcționate. Exact. Da. Da, vă salut, domnule doctor, încă o dată. Da, într-adevăr, dumneavoastră ați subliniat un aspect care este caracteristic pentru conducerea politică a județului Neamț la nivel de Consiliu Județean, pentru că acolo este preferată obediența, slugărnicia, pentru că acești oameni cu asemenea caracteristici sunt mai ușor de păpușat, cum spunea domnul Bălănescu mai devreme, și nu creează probleme, pentru că atunci când ești independent prin prisma profesiei pe care o ai, prin prisma personalității pe care o ai, devii inamicul public numărul 1 în curtea Consiliului Județean și atunci ești eliminat. Domnul doctor, absolut de acord cu domnia voastră și cu punctul de vedere, eu am simțit aceste lucruri pe pielea mea. Gândiți-vă cu cât de mult elan am venit la Piatra Neamț, lăsând-mi propria
afacere de izbeliște, negându-o, și mai mult decât atât, pacienți operați, pregătiți pentru operație, pe care mai târziu nu puteam să-i operez la Piața Neamț, pentru că s-au găsit niște soluții să spună, da, cum operează managerul ăsta, că ăsta e manager și nu e chirurg. Și știți bine că a urmat o întreagă perioadă în care vreo 6-7 luni a trebuit să stau pe bară, să nu operez, pentru că s-a găsit un chițibuș și l-a blocat pe doctorul Munteanu în a-i demonstra valoarea lui profesională pentru nemțeni. Și atunci l-ai folosit numai ca manager și ca manager, dacă nu ai pârghiile întregi, a, înțeles. Conduce, nu poți să faci nimic. Domnul doctor, vă mulțumesc tare mult. Cu drag și vă mulțumesc și oricând la dispoziție, domnul director, oricând. Deci, concluzia este simplă, domnul Ligarbu. Nu e simplă deloc. Îl iei un doctor, complicat. Îl pui acolo, el este legat de mâini, de picioare și un Gepetto spune, mâna stângă semnează contractul cu firma X. Tot Gepetto spune, mâna dreaptă semnează contractele pe care nu le-au semnat alți manageri pentru că erau ilegale, pentru sume suplimentare la pediatrie. Ați observat că nu au fost medici, vorbim de medici, manager care să accepte această propunere. Exact, exact. În schimb, politrucii care s-au plimbat pe acolo, cei care din politică au sărit direct în scaunul de manager al spitalului, au acceptat, pentru că e un comportament cu care ei sunt obișnuiți. Asta înseamnă să fii mereu la dispoziția comenzilor politice și a partidului. Probabil că de aici nici eu n-am avut o soartă prea frumoasă, pentru că mereu am dat cu pumnul în masă și atunci când am simțit că sunt nedreptăți, le-am subliniat și le-am clamat. Cred că avem nevoie, așa cum spunea și Cezar mai devreme, de ceea ce se va întâmpla la ora 14, avem nevoie de mai multă solidaritate, iar solidaritatea doar ea poate învinge astfel de, și preveni astfel de tragedii. Da, o groază de mesaje, o să citesc câteva cu permisiunea dumneavoastră. Spitalul și viețile au ajuns premiu pentru toți trepădușii puși politic. Corect. Oare când o să se trezească Piatra Neamț? Doamna doctor Marcoș nu lingea clanța la mafioții din administrația spitalului, chiar dânsa a recunoscut public că nu este lăsată să-și facă treabă. Mor oamenii ca vitele din cauza nepăsării tuturor, a indolenței și a nepăsării tuturor. Asta mă întreb și eu, la ora asta tot județul trebuia să fie, mă rog, se dialoguează și între ei cei care ne urmăresc emisiunea. Bine punctat, spitalul a ajuns un trofeu, cu regret o spun, un trofeu pentru cei care sunt puși acolo. Regret că nu am putut să mă conformez la mafia de acolo ca să-mi exercit meseria acasă la mine, este vorba de cineva care a lucrat în spital. Au ieșit în stradă oameni din alte părți ale României, iar nemțenii stau și se uită. Întâi să plătească cei care au greșit, domnule doctor Harbuz, exact, și după aia la pușcărie. Să nu uităm de frică, fricoși, și asta le va aduce numai nenorociri, mă rog, cei care nu ies. Deci, domnul Bălărescu, trebuie să luăm în calcul și faptul că președintele Consiliului Județean a fost votat de un număr impresionant de oameni. Deci, cred că există și o vină comună. O culpă comună, e o colectivă. Culpă colectivă, pentru că dacă ei au votat așa și le place ceea ce se întâmplă astăzi în Spitalul Județean, sunt într-adevăr și ei culpabili. Absolut. Alte mesaje. Ce părere aveți de traseele făcute în spital de doctor Hergelegiu? A fost cineva să verifice și în ce stadiu este blocul operator al secției oftalmologie care se află sub secția ATI? Același domn care a lucrat în spital, la subsol, în spital nou, a zăcut ani de zile aparatură modernă. O vedeam plină de praf și mereu mă întrebam ce se întâmplă cu ea. Bravo, domnule Cezar Piri, bine punctat. Ce s-a întâmplat acum, aseară acolo, oricum e greu să intervii când proporția a fost una fără precedent, plus că forța de intervenție a personalului era anevoioasă, riscantă. Spitalul Județean Neamț, ruină, dar ce s-au îmbogățit unii de pe urma lui? Adevărat spus. Absolut.
Da, și mesajele continuă în același fel. Ele se radicalizează pe măsură ce misiunea merge înainte. Ceea ce e perfect justificat. Este justificat și ar trebui ca cei care răspund acum să nu se ascundă după comunicate și să spună clar ce s-a întâmplat acolo. Este șansa lor de a nu fi și mai tare blamați de acum încolo de către populație. Condițiile în care avem experiența colectivului, care de 3 ani tot este cercetat, judecat și încă nu s-a ajuns la nicio concluzie, dar la cum arată dosarele, sunt convins că vor plăti foarte mulți. Avem mesaje de la Brașov, condoleanțe familiilor îndoliate și Brașovul este alături de voi. Ministerul Muncii trebuie să acorde de urgență ajutoare familiilor. Este procedură legală, cineva care probabil... Da, există procedură legală. Da. Multe, multe alte mesaje. Cred că... Ideea este să nu vorbim degeaba. Da. Să uităm. A trebuit în fiecare zi să ne tragem de mânecă unul pe celălalt în această comunitate, în neamț, să ne aducem aminte ce prețuri plătim pentru faptul că suntem absenți, pentru că foarte mulți oameni de valoare nu doresc să se implice. Cred că fără solidaritate nu vom reuși să schimbăm nimic. Eu stau și încerc să mă adun și să mă gândesc cum a fost posibil să ajungem aici în ciuda tuturor semnalelor trase în timp. Chiar nu le mai pasă nimănui, nu-i mai pasă nimănui. Când cineva semnalează, domne, uite, este o problemă acolo. Pentru mine e de noaptea minții. Să te duci să autorizezi etajul 4 și 5 și 1 și 3 legislația să spună că poate funcționa așa. Chiar dacă nu este conform cu ceea ce se întâmplă acum. Nu înțeleg. Asta pentru că marele public nu mai este atent sau poate s-a blazat, s-a plictisit, s-a săturat. Cineva mi-a povestit o scenă dintr-o cafenea seară, dintr-o cafenea celebră și foarte elegantă. Și-au arătat telefoanele, uite ce se întâmplă, se transmitea în direct de la spital. Se uitau la telefon și câțiva de acolo au spus, doamne, ne lăsați, am luat foc și o să stingă focul. Adică, din păcate, implicarea publică și conștiința colectivă nu mai există. Nu mai există decât atunci când avem de-a face cu tot felul de vedete din showbiz care ne arată diferite părți ale corpului. Da, tocmai am fost informat că doamna Gabriela Scutea, procurorul general al României, a anunțat conținutul anchetei va rămâne confidențial până în momentul în care au certitudinea că diseminarea informațiilor din anchetă nu va influența rezultatul. E normal, e o procedură normală. Este o procedură normală, dar eu aș vrea ca ancheta aceasta să nu... sau de la ancheta aceasta să plece și alte cercetări spre cauzele profunde care au dus la situația de acum. Pentru că acum, dacă se face anchetă, da, domne, a fost un scurt circuit, a fost o chestie, asta este cauza și da, dacă nu spune, domne, cum s-a ajuns acolo, cum funcționa în plină pandemie, și un secția avion ATI... poate să facă un scurt circuit, dar hai să vedem ce a dus la scurt circuit. Exact. De ce nu există avizele ISU care până la urmă ar putea bloca activitatea acolo? Da, vreau să vă spun că am trăit așa pe pielea mea emoția negativă. Unul din colegii mei, Ovidiu Gavrila, mama lui era în spital pe secția de ATI. Iar acum 3-4 zile mi-a arătat fotografii cu mama lui care ieșise din starea comatoasă, respectiv fusese detubată, nu mai era intubată. Îi mergea mult mai bine, era foarte fericit și aseară m-a sunat să-mi spună că mama lui
ars de vie într-unul din acele saloane. Să spunem că e vorba de o familie cu foarte mulți copii. Cu foarte mulți copii și care are grijă de foarte mulți copii. Are grijă de foarte mulți copii. Au un loc unde au grijă de copii. La Dobreni și soțul și soția au lucrat în Consiliul Județean. Au funcții de răspundere acolo. Dacă nu mă înșel, unul dintre copii este și șoferul actual, da, fratele președintelui Consiliului Județean Ionel Arsene. Adrian Gavril. Da. Eu propun să ne oprim aici. Aș fi vrut să mai sun, dar sincer îmi cer scuze la cei pe care i-am anunțat că o să-i sun și dacă pot, dar aș prefera să ne oprim aici pentru că dacă mai continuăm mult, se radicalizează absolut tot. Poți să citești și un mesaj? Vă rog, tare mesaj. Vă rog. Nemțenii fricoși ce nu fac nimic pentru comunitatea și județul lor sunt de vină. Stau cu capul plecat și mâna întinsă și uită urmările. Mai avem ceva de spus? Eu zic că nu. Foarte multe, dar cred că acum e momentul să așternem puțin liniștea în memoria celor care au murit și acum, au murit și la colectiv. Am așa o teamă că în perioada următoare, fiind campanie electorală, vom asista la o întreagă bătălie, o întreagă circotecă pe acest subiect. Mi-e teamă. Da, acest subiect va deveni clar subiectul unui ping-pong politic. De fapt, să nu uităm, spitalul a fost folosit ping-pong politic în toată perioada crizei medicale. Pentru că, nu uitați, momentele în care se puneau managerii, ba pal meu, ba pal tău, deci nu trebuie să ne mirăm și probabil că ați văzut, sunt deja mulți politicieni care s-au cățărat pe această tragedie pentru a-și face campanie electorală. L-am văzut aseară și pe domnul Arsene pe un post de televiziune, deci, în care ne povestea foarte drăguț, ne povestea că este o victimă a persecuției politice din partea guvernului. Da, apropo de această intervenție, vreau să vă spun că reacția unuia dintre moderatori, un jurnalist cu foarte multă experiență, domnul Răzvan Dumitrescu, pentru mine a fost relevantă și în momentul în care a zis: stai, domne, un pic, ce faci? Tu ai morți acolo și mă iei pe mine la întrebări, ce întrebări îți spun? A fost reacția unui om care avea o broască în gât râioasă și nu putea și a dat drumul, după care am văzut schimbarea totală de optică. Probabil că managementul de la Antena 3 a intervenit și a transmis o direcție pe care să meargă discuția, care să ducă la victimizarea interlocutorului respectiv. Voi verifica asta seara asta de la ora 19, voi fi pe Antena 3. O să întrebați lucrul acesta, vă rog. O să văd care vor fi reacțiile la modul în care eu voi prezenta lucrurile. Da, am primit ceva, nu mă pricep foarte bine la aceste lucruri, îmi cer scuze celui care mi-a trimis, chiar nu mă pricep. Îmi spune că undeva în județul Argeș se încearcă folosirea de către PSD a acestui scandal de la Neamț și transmiterea lui în țară. Nu mă pricep, o să verific după emisiune. Bun, cu siguranță vor folosi acest subiect și această tragedie în campania electorală. Unii sunt, chiar aș spune, fericiți că au un astfel de subiect și o astfel de armă. Da. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Îmi cer scuze de la toți cei pe care nu i-am sunat. Am încercat inițial să zic, să văd care sunt reacțiile politicienilor. Dar mi-am dat seama că ar fi o greșeală și pentru mine și pentru ei să-i iau la telefon, pentru că în afară de lucruri... Poate că e momentul să vorbim despre lucruri administrative. Exact,
exact. Despre efectele acestei tragedii, dar mai ales cum prevenim în continuare și cum combatem efectele în sensul în care oamenii încă au nevoie de ajutor. Nu s-a redus totul la cei 10 decedați și 6 transferați la spitalul de la Lescani, unde și acolo sunt două persoane, am înțeles, într-o stare gravă. Eu cred că în momentul acesta, chiar dacă nu căutăm să tăiem capete, la ora asta probabil că ar fi trebuit ca managerul interimar al spitalului să aibă o poziție. Eu personal aștept de la el, cunoscându-l, o demisie. Pentru da, că este un act unic de voință. Un demisie. Act unic de voință. Bine, ar putea să existe și varianta cealaltă, demiterea de către cei de la Consiliul Județean care l-au numit. Ar fi un prim pas, un prim pas spre o reacție normală. Nu poți să ai 10 oameni care au murit și să nu ai asemenea reacție, mai ales că nici măcar nu știai foarte bine care era poziționarea secțiilor din spital în momentul în care ai fost sunat de către presa centrală. Încă o dată mulțumesc, domnul doctor. Și eu vă mulțumesc. Condoleanțe familiilor, multă sănătate celor care sunt în acest moment în luptă pentru viața lor. Să sperăm că domnul doctor Cătălin Denciu a ajuns la Bruxelles, în Belgia. Nu mai știu exact în ce localitate. Un spital militar. Și că va fi salvat. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea. Mâine dimineață la 8.30 din nou în direct aici pe Știri din Neamț și Mesagerul de Neamț.